Proverbe, capitolul 18, versetul 22, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 656. Versetul 22 spune în felul următor: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Amin. Vă rog cu toată bucuria, transmiteți binecuvântarea Domnului tuturor celor din prejurul vostru. În mod special îmi încep sesiunile cu lucrul acesta, pentru că toate slujbele sunt o luptă spirituală. Oamenii încearcă să se decongestioneze de situațiile lor, să intre în legătură cu Domnul. Închinarea este o luptă spirituală și stăm câteodată închistați așa. Când, în schimb, dăm mâinile unii cu ceilalți, v-aș aduce ei să vedeți, toată lumea zâmbește, bucuroși. De ce? Pentru că am fost chemați să binecuvântăm și să moștenim binecuvântarea. Slăviți să fie Domnul! Și asta e frumusețea. Ne găsim lângă oameni pe care i-am binecuvântat, pe care le dorim binele și, de ce să nu spunem, suntem bucuroși că ne-a binecuvântat și alții pe noi, Doamne ajută! Cel mai năcăjit sunt eu, că n-am putut să dau binecuvântarea la următoarele slujbe, că o să cobor printre dumneavoastră așa. După cum prefața foarte bine fratele Martin la cealaltă sesiune, pentru că acum s-a spus că este o sesiune pentru tineri, dar tot legată pentru familie, aș vrea din textul acesta, din versetul acesta, să vorbim câteva lucruri care sunt foarte importante pentru tineri și nu numai pentru ei. Privitor cum ar putea găsi un partener, aici e vorba de o nevastă bună, dar și o tânără ar dori să găsească un soț bun. Și ceea ce e foarte interesant aici, că la frumos ne descurcăm singuri, chiar ni-ți dați ochii să vedem frumos, avem în mintea noastră cam ce înseamnă frumos. Și știm să ne descurcăm singuri, nu trebuie, nu avem nevoie de harul de a vedea pe cineva frumos. Știm, vedem, evaluăm, recunoaștem lucrul acesta. Bogat ne putem interesa, școlat ne putem interesa, dar bun, nu avem nicio pârghie. Bun, bun pentru mine, bun pentru tine, bun pentru lucrare, nu avem aparatura asta. Singurul care știe ce e bun pentru tine este Dumnezeu. Și pentru ca să-ți dea ce e bun pentru tine, este un har pe care îl capeți de la Domnul. De aceea insist pe lucrul acesta. Sunt tineri care au mers pe frumusețe și au greșit. Sunt tineri care au mers pe avere și au greșit. S-au interesat, ba chiar tata au spus, dacă o iei pe fata mea, îți dau un apartament, îți dau o mașină, îți dau. Și băiatul s-a dus, e drept că a rămas cu mașina și cu apartamentul. E drept. Dar a constatat de-a lungul timpului că nu era cea mai bună variantă. Și la noi, căsătoria nu merge, merg cu mașina până se strică, stau în apartament până se degradează, după care mai verific o posibilitate. Nu. La noi, cum v-am spus, căsătoria e pe toată viața. De aceea e foarte important că pentru părinții mei se pare bun ceva, pentru păstorii se pare bun ceva pentru mine. Dar important este ce dorește Domnul și spune Domnul că e bun pentru mine. Și din punctul ăsta de vedere avem nevoie de câteva lucruri. Dumnezeu dă harul acesta să-i păstreze pentru el ceva bun doar cu niște condiții. Prima condiție pe care vreau să vă prezint este că cei care doresc harul acesta știu că tinerețea este o vârstă responsabilă. Sfânta Scriptură spune în Psalmul 119, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Dar de ce nu copilul? Copilul încă nu are cărare. Copilul face ce face, e copil. Toată lumea îl crede că e copil. Dar tânărul începe să curăiască o cărare și ajungi la 80 de ani, 90 de ani și cărarea ta se vede în urmă.
Lucrurile pe care le-ai croit acolo, le ai. Nu te lasă. Nimeni nu povestește ce năzbâte ai făcut tu când erai copil. Pentru că erai copil. Dar când erai tânăr și ai făcut anumite lucruri, toate astea contează pe parcursul vieții tale. Ți se vor aduce aminte. De aceea vă atrag atenția, stimați tineri și tinere. Tinerețea este o vârstă responsabilă, se croiește o cale, transmiți un mesaj. Ziua de căsătorie nu este o zi de recoltă, de secerat. Foarte mulți tineri gândesc ziua căsătoriei, mâncare, distracție, bucurie, lucruri groza. Nu, ziua căsătoriei culegi și-ai semănat până atunci. Culegi și-ai semănat până atunci. Majoritatea dintre noi mascăm sub anumite lucruri și încercăm să nu se prindă ceilalți. Știți care e singurul lucru care contează în ziua căsătoriei? Nu invitații, contează și păstorii, că așa mai ajung și eu pe la nunț. Contează și asta. Contează și cântăreții. Contează și asta. Dar ceea ce contează și definitoriu este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și bineînțeles că toți tinerii vor binecuvântare în ziua aceea, maximă. Sunt tineri care fac repetiții de 2-3 ori, armonizează vocile, efectiv studiază în direcția asta, se implică în lucrarea Domnului, merg în misiune și așa mai departe, lucruri pe care ei le seamănă, pentru ca Dumnezeu să dăruie. Sunt care n-au nicio treabă. Vine să uite, bă, ce mașină puternică, o șolat fratele cu tare, știi cât prinde la ora asta și discute ei în parcare câtă vreme se predică aici. După care să mai gândesc așa, mai fac câte o glumă nesărată, cu tare, dar în ziua căsătoriei lor vor binecuvântarea lor la care au mers toată ziua misiunii, la care tot au făcut repetiții, la care și-au păstrat viața curată, Doamne, dă-mi și mie, mai vin și părinții și spun, Doamne Iisuse, anul ăsta a fost mai nezbătivos așa, te rog, aruncă totul mare uitării și dă-i maximul de binecuvântare. Frații mei, putem să venim toți păstorii, să ne punem mâini, să lungim șcun de lemn, putem să facem ce vrem acolo la momentul respectiv. Biblia vine și spune în felul următor, Dumnezeu nu se lasă să fie înșelat. Ce seamănă omul? Aceea seceră. Dar nu putem noi să schimbăm, doar suntem păstori. Nu, nu. Ce-o semănat? Aia seceră acum. Dar nu putem cum proroc ceva. Ce-o semănat? Aia seceră acum. De-aia e important să întrebi pe Domnul. Că te trezești la un moment dat că e frumos și că e frumoasă. Te trezești la un moment dat că liare, știi să vorbească, să discurcă, dar are datorii, dar are coadă în urmă. Cărarea n-a fost dreaptă, aș tot șerpuit, ba la discotecă, ba la adunare, ba la distracție în lumea asta, ba într-o parte în alta. Și când te căsătorești, iei parte la lucrurile respective. Se așează și peste tine starea aceea de lucru. De aceea este important să-ți dai seama căci tinerețea este o vârstă responsabilă. Spunea cuvântul Domnului în Eclesiastul, dumneavoastră cunoașteți textul ăsta biblic, când Domnul spune în versetul 9 din capitolul 11, spune așa, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Băi, ce veste bună! Ce veste bună! Dar să știi, adică, felul în care tu te-ai bucurat, locurile în care te-ai bucurat, cu cine te-ai bucurat tu, vei fi chemat și evaluat. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă ce faci tu în tinerețea ta. Pe Dumnezeu îi interesează viața ta și felul tău. Există foarte mulți tineri pe care eu îi întâlnesc care s-au pocăit. Până să pocăi, au fumat din numai. Tot ce prindeau, mătase de porumb, Carpați, Melboro, iară mai dădea, numai fumarai în urma lor. Bine, s-a pocăit omul, la 25 de ani s-a pocăit. Domnul i-a iertat păcatele? Da, slăvit să fie Domnul. Dar de tu secințele rămân? David a păcătuit înaintea Domnului și Dumnezeu i-a spus foarte clar, nu vei muri, Domnul îți va ierta păcatele. Dar de plătit, o plătit. Și apoi pentru următoarii ani vieții tale, o cale în plină de îndurarea Domnului și plină de binecuvântările Domnului. Dar seamănă ceea ce trebuie, Doamne ajută! Dacă te joci cu pocăința, dacă crezi că mergi și așa, nu uita,
ne poți păcăli pe toți, inclusiv pe mine. Singurul pe care nu-l poți fenta este Dumnezeu. Ce ai semănat, aceea ai. Păi de câte ori nu s-a întâmplat ca băieți veniți în biserică și îți dea seama că în biserică mai sunt fete la locul lor, fete credincioase, fete cinstite, și au venit din lume și au spus, domnule, în lume eu știu ce-i, știu, cu drogurile, cu tare, îți cad în braț un, doi și după care dispar tot un, doi. Dar eu pentru viața mea vreau, eu doar mă duc la biserică, mimez pocăința, caut, pun ochii pe o asemenea fată, o iau și am terminat. Și așa a făcut omul. O venit, fiindcă era din mediul evanghelic, știa cuvintele potrivite. De exemplu, când o să vorbești cu cineva și o să-i spui că filistenii te deranjează, toți ceilalți care nu sunt din mediul evanghelic vor spune, dar poporul filistean nu mai există. Bă. Dar noi știm cine sunt filistenii, nu? Ei există. În mediul ăsta al nostru știm de filisteni, știm de netăiați împrejur, foarte multe lucruri de genul ăsta care sunt... Ei bine, el vine în domeniul ăsta cu anumite lucruri, mimează pocăința, apoi pe baza credinței pe care el o are, se prezintă în fața fraților, frații doresc să vadă anumite lucruri, îl lasă o bucată, după care el ia botezul, după care pune ochii pe o fată, începe a vorbi cu ea, știți că Domnul mi-a vorbit, tu ești pentru mine, fata bucuroasă și ea, și așa mai departe, se căsătoresc, vin în casa Domnului, după care el îi spune deschis, dragă, eu să-ți spun drept, am vrut doar să pun mâna pe o fată cinstită, ca să pot, dar mie adunarea nu-mi place și spun drept, nu vreau. Ea îi spune, dar același scop l-am avut și eu. Eu și eu sunt venit tot așa, pentru că există o compatibilitate pe care o dezvoltați. O să vedeți că nu vă puteți înțelege cu toți oamenii, că nu vi-s simpatici neapărat toți oamenii, sunt frații noștri, dar tu dezvolți o anumită compatibilitate. Și dacă trăiești în sfințenie, vei fi clar că să te înșeli, să dea drept aptul, el va zâmbi cu gura până la urechi, dar tu înăuntru tău vei ști că ceva nu e clar. Ție, dintr-o dată, îți va dispare internetul, ca aici, în adunare. Dintr-o dată, ceva nu merge, nu funcționează, se vede în reluare toată treaba. De ce? Pentru că postul și rugăciunea te ajută să fii foarte sensibil spiritual. N-ai dovezi, n-ai fotografii, dar n-ai compatibilitate. Și unde n-ai contabilitate, vii și spui, ungerea celui preanalt te învață. Slăvit să fie Domnul! Dezvoltă în timpul tinereții lucrul ăsta. Stai aproape de Domnul. Stai aproape. Câte fete nu am întâlnit care spuneau, frate păstor, a venit la mine un băiat frumos, grozav, extraordinar, a venit, mi-a prezentat mașina, mi-a prezentat câte are el, câte știe, dar inima mea nu se lega de el. Aș fi vrut. Vreau să-i spun da pe toate direcțiile, pe totul absolut, dar înăuntru meu știam că nu-i el. Pentru că nu eram compatibilă cu el. Mai târziu fata a aflat cine era dumnealui. Mai târziu. Dar starea aia de compatibilitate, trăind, slujind Domnului, fiind între frați, fiind în biserică, îți ridică nivelul spiritual la o anumită stare că tu știi deja. Nu ai dovezi, dar știi. Și lucrul acesta te păzește. Când în schimb lași barierele de jos, când spui că se poate și așa, pierzi din nivelul acela și ești compatibil cu alții. În comunități există oameni care le place, de exemplu, fotbalul. Le place fotbalul. Ăștia se găsesc în adunare așa, îi vezi după el. Îi vezi că spune, ieși afară, că joacă acum România sau nu știu care, joacă. Cât e scorul, întreabă ăștia. Ăstea predică de pocăință aici, cât e scorul. Predicam într-o biserică în timpul campionatului mondial și dintr-o dată i-am văzut pe triși la cor. Tocmai luase România un gol. Dar eu n-aveam de unii să știu că predicam prin Duhul Sfânt la momentul respectiv. Dar ei toți triști. De ce? Pentru că ei au o anumită compatibilitate. Să vă spun de ei alți care le place anumite băuturi, în funcție de tărie, să vă spun de altele, se creează o anumită compatibilitate. Dacă vrei să fii un tânăr pentru Domnul, să primești harul pe care îți vorbește, păstrează-te în sfințenie. Trăiește în sfințenie. Vei fi luat la mișto la un moment dat de alții care știu mai multe. Dar nu e problemă că te numesc sfântoc, taliban spiritual sau altceva. Nu e problema asta. Tu rămâi liniștit lângă frați, lângă biserică, că Dumnezeu are pregătit har pentru tine. Slăvit să fie Domnul! Asta e primul lucru pe care am dorit să vi-l spun,
ca să ai parte de har, să știi că tinerețea ta este o vârstă responsabilă și contează ce faci, contează alegerile tale. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun, stimați tineri, este că Dumnezeu, când dă har, se uită în mod special la cineva anume. Toți vor har. Problema este că păstorii nu pot da har, câteodată n-au nici ei, comitetele nu pot da har, cultul pentecostal nu poate da har. Harul e ceva ce dă doar Dumnezeu. Și Dumnezeu e exclusivist când e vorba de har. El dă har celor smeriți. Când se smerește omul, Dumnezeu îi dă har. Și aș vrea să vă spun ceva din ce am observat eu de-a lungul timpului. Când Dumnezeu dă har cuiva, se suspendă timpul. O să vedeți oameni care se pregătesc să cânte sau să slujească. Și lucrul ăsta se vede cel mai mult la predică, pentru că asta e slujba care are nevoie de o întindere mai multă pentru a înțelege mesajul respectiv. Sunt oameni care studiază în greacă, sunt oameni care citesc Biblia, care citesc diferite traduceri, se pregătesc efectiv. Începe să predici și după un sfert de oră trui toată lumea la șase. Mai are oare? Mai minteză. Ori, stimații mei, ca Dumnezeu să dea cuiva har, trebuie ca omul ăla să se învețe, să se smerească. Și de aceea e important pentru toți slujitorii să se smerească înaintea Domnului. Să nu spună data asta o să reușesc, o să fiu la fel ca înainte. Nu, nu, totdeauna este nevoie de smerire, de umilință, de recunoașterea dependenței noastre de Dumnezeu, ca Dumnezeu în suveranitatea și bunătatea Lui să ne dăruiască har. Dumnezeu e uimit, efectiv e sensibil la smerenia cuiva. Biblia ne spune, fetul Elie Tishbitu, și i-a spus ce va face Dumnezeu cu el. Știi ce a făcut Ahab? Imediat s-a îmbrăcat într-un sac, s-a smerit și Dumnezeu îi spune lui Elie, spune lui Ahab, am văzut cum s-a smerit. Nu se vor întâmpla lucrurile astea în timpul vieții sale. Eu în locul lui Ilie aș spus, Doamne, nu te lua după ăsta, fentează cineva. Nu te lua, fentează ăsta, de cum acum, dintr-o dată s-a schimbat el cu sac și așa mai departe, îmblă în tu cu reluare, ca să te fenteze pe oameni. Dar cum chiar Dumnezeu era uimit cu un om atât de mândru și de arogant, s-a smerit în sacul ăla, s-a smerit în poziția aceea. Și de bucurie că s-a smerit, îi îndulcește pedeapsa. Că Dumnezeu e sensibil la smerenie. Știți cât de mult iubește Dumnezeu când spui, Doamne, sunt slab, sunt neputincios, sunt neștiutor. Mă, da, eu mare câteodată, dar numai, Doamne, îndură-te de mine. Și vine Dumnezeu și îți dă har și te însoțește. Și dacă înveți sportul ăsta, ai să ajungi campion în fiecare zi. Doamne, ajută! Când înveți să te smerești, să fii la dispoziția Domnului. Sunt metode prin care putem să ne smerim. Unul dintre lucrurile, stimații mei tineri, prin care puteți să excelați în smerenie, este rugăciunea. După cum vorbeam la o altă sesiune, smeriți în fața Lui și spune, a ta este gloria, slava, cinstea și mărirea și o metodă de a te smeri. De aceea nu ne place unora dintre noi rugăciunea, că trebuie să ne smerim. Ieremia, capitolul 36, cu versetul 7, Domnul spera ca evreii să se smerească înaintea Lui, să aibă parte de îndurare și de har. Și spunea așa, poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa ce area. Cu ce să se smerească? Cu rugăciuni. Acum vreau să vă întreb, bine, avem rugăciunile publice, dar particular te smerești? Pentru că e foarte important. Rugăciunea este o formă de smerire. Dincolo de mesajul pe care îl transmis Domnul, e o formă de smerire. Că n-ai nevoie de ajutorul Domnului, că recunoști că e slab, că recunoști că nu știi, că recunoști că ai nevoie de putere. Și vii în fața Domnului și spui, nu am, nu sunt capabil, nu știu. Te rog, Doamne, mă smeresc înaintea Ta, dă-mi. Și Dumnezeu dă cu mână largă. Dar dacă te prezinți, Doamne, mă descurc. Cum m-am mai descurcat și altă dată, mă descurc și acum. Așteaptă-te să apară falimentele, rateurile. Așteaptă-te să te faci de râs. Pentru că smerenia este onorată oriunde de Dumnezeu. Și una dintre formele de smerire este rugăciunea. O altă formă de smerire, puțin mai dificilă, este cea prezentată în Psalmul 35, versetul 13, unde omul lui Dumnezeu spune lucrul acesta. Eu și eu, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac,
îmi smeream sufletul cu post. Nimeni când postește nu are o stare exuberantă, grozavă, ci sufletul lui intră într-o stare de post, într-o stare în care se umilește înaintea Domnului. Și Dumnezeu observă starea lui să postească și Dumnezeu în urma postului și smeririi lor a adus un har pentru generații chiar, slăvit să fie Domnul. Obișnuiește-te cu postul, mai ales că ești tânăr. Când ești mai în vârstă, s-a putea să iei pastile de diabet, de hipertensiune, pastile de una, de alta și să spui, dacă ești tânăr și sănătos, de ce să nu intri în post? Pentru casa ta, pentru viitorul tău, pentru familia ta și mai mult, dezvoltându-ți aptitudinile spirituale pentru a fi compatibil în voia lui Dumnezeu cu cei pe care ți-i pregătește Domnul să lucrezi împreună cu ei. E foarte important lucrul acesta, frații mei. Le povesteam la frați pe drum, venind încoace, despre anumiți colegi slujitori, care de-a lungul timpului îi vedeam pe aeroport, mergând dintr-o parte în alta. La predicile lor ieșau zeci de oameni la mântuire. Efectiv, se părea că erau folosiți de Dumnezeu, dar m-am mirat că n-am putut avea niciodată compatibilitate cu ei. M-am mirat de lucrul ăsta. Chiar discutam cu soția mea, domnule, nu știu de ce n-am, ca peste ani de zile să se descopere că oamenii aceia aveau păcate ascunse în viața lor, erau dintr-o altă ligă. Ele au ieșit la iveală, ei au fost scoși din slujbă, dar eu la momentul respectiv n-aveam compatibilitate, pentru că cât de cât m-am păstrat împreună cu frații mei. Nu spun că în domeniul ăsta nu mai greșești, nu te mai enervezi, dar n-am coborât chiar până ne-au coborât unii dintre ei și apoi să dea și credincioși și evangheliști. N-aveam compatibilitate și nu știam de ce nu pot. El vroia compatibilitate cu mine, el vrea colaborare. Eu simțeam o repulsie, n-aveam dovezi. Nu am fost bucuros nici când s-au găsit dovezile. Dar înăuntru meu știam că ceva e neregulă. Dezvolți lucrul ăsta? Să ne ajute Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea te fac să te îndrumă spre o anumită cale sau te opresc din calea respectivă. Ți se par anumite lucruri bune, dar interiorul îți spune, oprește-te. Postul și rugăciunea te face sensibil din punct de vedere spiritual. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți descoperă și foarte minunată cunoașteți lucrul acesta. Dumnezeu poate vorbi prin profeții, poate vorbi prin vedenii, dar și acestea sunt interpretabile. Pentru că Biblia spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați totul și păstați ce este bun. Însă dacă ai Duhul lui Dumnezeu înăuntrul tău și urmărești lucrarea lui Dumnezeu, dezvoltă starea aceea. Trebuie să fii într-o formă, într-o stare de căutare când să cauți. În primul rând, să cauți la timpul potrivit. Observ asta din ce în ce mai mult și în sânul comunităților noastre cu aprobarea părinților, că sunt copii de 14, adolescenți, le folosesc terminologia aceasta, n-a fost multă vreme, dar acum a apărut segmentul ăsta, adolescenți de 14 ani care sunt îndrăgostiți de colegii de clasă, tot de 14 ani sau de 13 ani din cealaltă clasă, și efectiv ei știu ce e iubirea. Pătrundeși în sânul bisericilor noastre, când fiul păstorului sau a diaconului îndrăgostit de fica dirijorului și ei se înțeleg foarte bine, merg, mai bea câte un ceai pe acolo, deja îl numește tata socru generică, dar el are 14 ani. Ei, să vezi dacă cumva se întâmplă ceva și fata aia sau băiatul ăla nu mai vrea să vorbească cu ea, trebuie să strângi de prin casă cuțitele, funiile, trebuie să strângi totul care i-ar putea periclita viața. Și stai și te întreb, măi, dar băieții ăștia altă treabă nu au? Cum să-i explici cum citesc în ziare despre, din lumea laică, ca să nu vă vorbesc din lumea noastră, cu toate că noi și noi nu suntem departe, din lumea laică un singur copil la părinți, la 14 ani, se sinucide pentru că a avut decepție în dragoste la școală. Ce le spui la părinții aia, care au avut un singur copil și care acum e în sicriu și urmează să-l îngroape? Că mai erau fete? Există o problemă, frații mei. Ca să poți căuta, trebuie să ai vârsta când trebuie să cauți. Nu te apuca să cauți mai repede că nu ești matur. Că la un moment dat zici că nu mai ai și nu mai el.
Pentru tine lumea se oprește, nu contează că mai există țări, mai există națiuni, mai există milioane de fete și de băieți. Nu, nu mai ai. Și dacă ea sau el te respinge, nu mai are sens viața. Biserică, nu întreb nimic de Domnul. Ce sens are? Tu știi ce ai de făcut. Dar asta arată imaturitate. Asta arată că n-ai fost crescut. De-aia nu se dă carnet de șofer, pentru că carnetul de șofer presupune o responsabilitate. Măi, poți să conduci, dar poți să faci și pușcării dacă ai făcut gafa. Deci există deja responsabilitate în domeniul ăsta. Tocmai din punctul ăsta de vedere al iubirii, trebuie să existe responsabilitate. Mă mai întreabă câteodată frate, când aș putea, că eu iubesc așa, ai putea atunci când ești matur și când poți să întreține o familie. Când poți să întreține. Dacă soția ta nu poate munci și mai ești un copil, trebuie să ai grijă să-i întreții. Dar eu am numai iubire, frate. Cu iubire iese eșec. Numai cu iubire. Tocmai din cauza aceasta trebuie să fim atenți. Există o vreme a căutării, o vreme când trebuie să fim atenți. Eu am un principiu pe care îl spun. Vremea vameșii au dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul. Cei mai culți oameni ai vremii respective au zădărnicit planul lui Dumnezeu, nu planul lui Irod sau lui Pilat sau Anuana și Caiafa, al lui Dumnezeu planul, l-au zădărnicit pentru că au făcut ce? Un păcat grosolan? Nu. Neprimind botezul. Ce înțeleg eu de aici? Că în momentul când închei legământ cu Domnul în apa botezului, în momentul respectiv accesezi planul lui Dumnezeu pentru tine. Până acum doar bănuiești, s-ar putea să fie bună pentru tine, bun pentru tine, până acum s-ar putea să-ți spună cineva. Dar dacă n-ai legământ, spune, frate păstor, dar din ce văd eu, fata e bună, dar nu e pentru mine. Bă, dar ai încurcat-o atâta timp, păi, o vrut să vorbească și alți băieți cu ea. Tu ai stat acolo pe capul ei. Când a venit vreunul să vie, i-a spus, domnule, eu sunt aici în zonă. Și dintr-o dată te trezești după ce ai luat botezul, te-a luminat Dumnezeu că fata e bună, dar nu pentru tine, e pentru altcineva. Nu-i potrivită pentru slujba ta. Nu-i bună pentru tine, e bună ca fată, dar nu-i bună pentru tine. Cum te duci acum la tata fetei să-i explici că ai avut o revelație? Trebuie să fii bun la atletism. După ce îi explici, să știi, să depășești recordurile, că umblă tata fetei și cu prietenii după tine pe acolo. Păi dacă ai știu de treaba asta, cum avii? De aia vă rog frumos, căutați la vremea potrivită când sunteți responsabili. Nu încurcați fata nimănui, nici băiatul nimănui, nu-l încurcați. Pentru că există tendința asta. Când simplu, după ce stă de vorbă cu o fată, vorbește, are o lucrare, că trebuie să o dai pe ceva. Nu poți să spui că nu-ți mai place fata. Și efectiv, ai avut o lucrare. Unde? Într-un colț. Cine a fost ăla? Nu știu, a fost o chestie rapidă, așa? Și dintr-o dată tu nu mai poți să mergi acolo, să vezi acolo, te miri că după aceea te caută frață să vadă care, ce-i lucrarea, unde a fost, ce a fost, și nu știi cum s-o scos la capăt. Dar de ce să nu stai tu în locul tău? Să vezi dacă este slujire în biserică, să slujești, să stai lângă față, să respecti toate fetele, toți băieții, liniștit, la vremea potrivită, Dumnezeu îți va scoate înainte pe cea care e bună pentru tine. Slăviți să fie Domnul! Aveam în biserică și avem un frate slujitor care pe vremea tinereții lui, îl vedeam că la o pizzerie, pe unde treceam spre casă, îl vedeam acolo. Și îl întreb, frate Daniel, dar ce făceai cu fata aia? Am văzut că erai la pizzerie acolo. Frate păstor, Biblia spune că trebuie să cauți. Eu trebuie să văd dacă e compatibilă cu mine, dacă așa și stau la pizzerie, îmi vorbesc, trec aldată, văd cu altă fată acolo. Ce faci, măi? Păi vreau să văd dacă asta e compatibilă sau nu. La un moment dat nu l-am mai văzut. Și am întrebat, Daniel, dar care e treaba? Nu mai găsești compatibilă? Frate păstor, dar eu m-am săturat. Eu știu a cui e nevasta fi. De ce scot nevestele altora la pizza? Eu stau și mă rog să o găsesc pe a mea și pe a mea o scos la pizza. S-o găsit-o pe a lui și cu ea ies la pizza, slăviți fie Domnul. Ea e bună, el e bun, dar e foarte important să spună Domnul că e pentru tine bun. Că altfel ești într-o căutare continuă că te zăpășești de cap. Ori din punctul ăsta de vedere există o vreme prielnică pentru lucrul acesta.
timpul iubitului este după timpul mântuirii. Primește-L pe Domnul Iisus Hristos și ai acces la planul lui Dumnezeu. Ai frați în biserică. Nu fă lucrurile pe ascuns. Vine la frați slujitori, spune, ai părinți, mamă și tată, vreau să mă căsătoresc. Hai să avem o zi de post înainte, să ne rugăm. Ai să vezi cum Dumnezeu așează lucrurile și te canalizează, să vezi ceea ce se întâmplă în viitor. Dumnezeu să te păzească de ceea ce este nepotrivit. Încă o dată vă spun, nu rău, ceea ce este nepotrivit pentru tine. Și să poți ajunge exact acolo, la persoana cu care îți poți duce calea și mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Pentru că altfel s-ar putea să-i faci ca Samson, ia-mi eu că îmi place, dar din momentul acela s-a terminat cu slujba, s-a terminat cu viitorul, s-a terminat cu lucrarea, câteodată se termină cu foarte multe. De aceea e important să știi să cauți la vremea potrivită, apoi caută la locul potrivit, caută în biserică și în biserică caută persoane care au aceeași mentalitate ca și tine, căci căsătoria este un jug. De exemplu, eu pot alerga, acum nu mai știu dacă pot alerga așa, dar pot alerga cu 40 km la oră, câți bărbat. Nevasta mea cât să străduie, nu poate decât cu 20, hai, 25 de km la oră să alerge. Bine, câtă vreme eu singur, alerg cu 40, n-am nicio treabă, mă odihnesc când vreau eu și iar alerg. Ea alergă cu 25 câtă vreme e singură. Căsătoria este un jug. Când s-a pus jugul pe mine și pe ea, suntem amândoi în jug. Eu pot cu 40 la oră, dar ea poate numai cu 20, mă nervează, mă supără, trebuie să o târâi aproape în urma mea, că nu poate alerga ca mine. Când e vorba de curățenie, eu nu le am și le are ea. Când e vorba de făcut mâncare, ea știe să dea gustul și nu eu. Eu sunt frustrat de ea că nu poate cât mine în anumite domenii, ea e frustrată de mine că nu pot în anumite domenii în care excelează ea. Și atunci căsătoria este un mod de a ne înțelege împreună și de dragul ei. Eu nu mai alerg cu 40 la oră, eu alerg cât poate ea. Și dacă ea îmi spune cu 15, cu 15 alergăm. Că asta e căsătoria. De-aia o să vedeți dumneavoastră în lumea asta, unde trăiți voi, că sunt oameni care trăiesc în concubinaj, fiecare pe culoarea lui, 40, 25, se întâlne sara, dorm în același pat, 40, 25. La un moment dat, după ce au și copiii mari, se gândesc să oficializeze căsătoria lor. Și pune jugul pe ei, după 2 ani dispar, că nu mai pot. Păi, dar cum ați trăit până acum? O trăit separat. Căsătoria este un jug și în jugul acesta trebuie să te înveți. De aceea caută la locul potrivit. Întreabă persoana respectivă și uite-te ce părere are de prezența la adunare, ce părere are de apartenența la o biserică, ce părere are despre lucrarea Duhului Sfânt, dacă e cazul. Ce părere are despre copiii din familie? Întreabă, că altfel s-ar putea să te trezești că tu tragi într-o parte și ea trage în altă parte. Caută la locul potrivit. Doamne ajută! Asta ne face să fim foarte atenți și sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. Și apoi caută cu atitudine potrivită. Spune Sfânta Scriptură că în biserică trebuie să ne tratăm pe frații noștri mai presus de noi înșine. Trebuie să-i tratăm cu respect, cu cinste. Cât e de bine când văd în anumite comunități anumiți băieți credincioși vorbind cu anumite fete privitor la anumite lucruri, să vadă în mine. Și la un moment dat constată că fata e bună, e excepțională, dar nu-i pentru el. Și apoi spune, soră, îți doresc multă binecuvântare, să știi că mă rog pentru tine, roagă-te și tu pentru mine. Vine alt băiat și spune, băi, am auzit că ai vorbit ceva cu fata. Da, am vorbit. Și? De ce nu mai continui? Băi, fata e excepțională, excepțională. Are un caracter deosebit, dar atât ea cât și eu am constatat că în anumite aspecte nu ne potrivim, dar este o persoană excepțională. De ce? Așa fac copiii Domnului, Doamne ajută! Tratează lucrurile în cinste, în respect, în binecuvântare, că așa trebuie și făcute în pocăință. Acum vă duc cu ceva zeci de ani în urmă să vă spun că atunci când eu mă pregăteam să mă căsătoresc, și am început să mă rog pentru cea care să-mi fie soție, a fost vizitată biserica unde eram la momentul respectiv de un anumit cor dintr-o altă localitate. În corul ăla, printre mulți tineri și tinere care erau, am sesizat o tânără specială, o tânără mai deosebită. Mi-am pus ochii pe ea așa și după gândirea mea, în căutarea mea, am zis că parcă ar fi potrivită pentru mine. M-am interesat cine este
Și în seara acelei zile, cum spunea fratele, cu grabă, când am auzit vuietul duzilor, cu grabă, m-am dus rapid să discut cu ea. Am ajuns în acolo, au venit la poartă și m-am prezentat. Sunt Virgil Neagu, sunt în biserica din Plopeni, te-am văzut, mi-ai plăcut și aș vrea să discutăm în vederea căsătoriei, să vedem dacă așa. Ea mi-a spus că mă cunoaște, deci vă dați seama pe loc, eu eram cu puncte câștigate, mă cunoaște și că i-ar fi plăcut să vorbească cu mine, dar are un prieten. Da? E foarte bine că ai un prieten. De cât timp ai prietenul ăsta? Păi de vreo 3 ani de zile. Bun, 3 ani de zile și încă nu și-au dat seama care e situația în zona. Uite care e situația, e duminică seara. Nu știu cine e prietenul domniei tale. Spune la prietenul domniei tale dacă vrea să continui relația cu tine, să dea un răspuns, iar dacă nu, corect este să dea puțin la o parte, că vin eu. Are 3 ani, domnule. Are 3 ani. În 3 ani nu-ți dai seama care e situația? Să dea puțin la o parte, că apar eu. Și am spus, miercuri seara eu vin după răspuns. M-am dus liniștit acasă, m-am rugat și eu, miercuri seara am plecat la același loc. O deschis un prieten de-a meu. Păi, dar tu ce faci aici? Eu sunt prietenul ei. Și ne căsătorim. Ne-am mai făcut rost de o nuntă. Eu am predicat la nunta lor. Stimații mei, în pocăință nu fur nimic. Nu fentez pe nimeni. În pocăință ești deschis. Ești copilul lui Dumnezeu, vorbești frumos, vorbești elegant. Că ce are Dumnezeu păstrat pentru tine, nimeni nu-ți poate lua. Și dacă ți pare cineva că ofentat, ci nu trebuie să ajungi tu acolo. Stai liniștit. Dumnezeu are planul lui și lucrarea lui, are îngeri care lucrează, care ascultă, care vede viața ta. De aceea, totdeauna trebuie să fii cinstit, trebuie să fii curat înaintea Domnului. Doamne ajută! Și ultimul lucru, frații mei, pe care vreau să vi-l subliniez, pe lângă faptul că tinerețea este o vârstă responsabilă, pe lângă faptul că Dumnezeu dă har celor smeriți, pe lângă faptul că trebuie să știm cum să căutăm, unde să căutăm, aș vrea să vă spun, stimații mei, că doar Domnul dă harul ăsta. De aceea Biblia spune să căutăm ce-i place Domnului, să intrăm în grațiile Lui, să ajungem să trăim în prezența Lui. Ne spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, în capitolul 7, cu versetele 32 la 34, următoarele lucruri. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Deci în perioada aceasta de tinerețe trebuie să placem Domnului care e pregătit să ne dea un har deosebit. Cum putem să placem Domnului? Primul lucru, pune-L în gândurile tale. Spunea cuvântul Domnului în Eclesiastul, dar ți-aduți aminte de făcătorul tău în zilele care? Tinereții tale. Atunci pune-L în gândurile tale. Când poți judeca, când poți gândi, când poți analiza, întreabă-te în fiecare zi, îi place Domnului ce fac? Dacă nu-i bun, te rog, dă-mi un semn. Nu vreau să ies din voia ta. Călăuzește-mă pe calea plăcută. Îmi pasă de ce spui tu, Doamne. Vreau să-mi arăți planul tău. Și dacă mi-l arăți, îți promit că-l urmez, Doamne. Discută cu Domnul. Pune-l totdeauna în calculele tale pe Dumnezeu. Totdeauna în ecuația vieții tale. Nu vorbi, mă duc în cutare loc, câștig bani, în eu mașină. Nu. Doamne, dacă e voia ta, mă duc. Dacă e voia ta, voi câștiga. Dar dacă nu, nici nu mă duc, Doamne, descopere-mi. Dumnezeu va face cumva să afle, va trimite pe cineva să afle, pentru că îți arăți dependența de El, îl recunoști în căile tale, îl pui la locul de cinste, apoi caută-ți un loc și slujește Domnului. E o formă de a spune fă-L dator pe Domnul, cu toate că Domnul nu rămâne dator nimănui, doar slujește Domnului, l-a așezat scaune, l-a mers cu ăștia, l-a așezat microfoanele, l-a dus cablurile, l-a grup de închinare, băi, slujește Domnului, caută undeva, caută-l pe păstor, frate, unde mă puteți folosi?
Unde mă puteți folosi? În, de exemplu, în Londra, frate, se adună în săli de astea mari, din săli de sport. Păi sala de sport se joacă handball, basket, și se joacă în școala respectivă. Apare de DNG, vă că se schimbă tot, toți vorbesc pe holuri, să aibă grijă. Ce sale, ce se întâmplă acolo? Pentru că când cauți fața Domnului Dumnezeu să descopere, dacă nu expunem la lucrul ăsta, unde o să fie cercetați? Am întâlnit copii de 8-9 ani care în timpul unei cântări plângeau și îl întreabă pe celălalt de lângă el, colegul lui, și măi, trec niște fiori prin mine și îmi vine să plâng continuu. Și alălalt îi spune, Duhul Sfânt, măi, și pe mine mă cercetează. Unde să-l duci pe copilul tău să aibă starea asta? Pe stadion, la discotecă, unde să-l duci? Dacă nu în adunare, la slujire, în părtășie cu frații. De aceea vă rog, stimații mei tineri, într-o vreme când sunteți bulversați pe toate liniile, Dumnezeu este pe tron, slăvit să-i fie numele. Pune-L în gândurile tale, apoi, iubitul meu, slujește Domnului și încheie legământ cu Domnul. Ridică-te în picioare și încheie legământ cu Domnul. Mi-aduc și acum aminte de copiii mei, cărora noi le-am vorbit, că pe Domnul Iisus Hristos îl pot primi în inimă din copilăria lor. Nu trebuie să fac 18 ani, 16 ani. Nu, din copilăria lor pot primi pe Domnul. Că frații vor boteza la o anumită vârstă, când văd efectele nașterii din nou în ei și când se încadrează să fie maturi, asta e altceva. Dar ei vor... Și știu că eram la o evanghelizare undeva în țară, am predicat, mai mulți bărbați, femei acolo, m-am coborât de la învon să mă rog. Când m-am dus printre ei, era și băiatul meu, Ionatan, acolo, și cu fata erau acolo. Băi, dar voi și căutați aici. L-am primit pe Domnul. Bine, m-am rugat și pentru ei. Știți că din ziua aceea viața lor s-a schimbat? Eu i-am urmărit ca părinte. Am crezut că au venit așa în față că le-am spus eu. Nu, din ziua aceea viața lor s-a schimbat. Altfel au privit lucrurile. Dacă până atunci învățătura era cum era, din momentul ăla au devenit olimpici, din momentul ăla au început să învețe, din momentul ăla altfel se prindea, din momentul ăla interesa, pentru că ceva în viața lor s-a schimbat. Timpul a arătat că lucrurile s-au schimbat. Oare copiii voștri, tinerii din biserică, n-au nevoie de așa ceva? Văd foarte mulți dintre noastre, știți o grămadă de lucruri, dar n-ați încheiat încă legământ cu Domnul. Încă nu l-ați primit pe Domnul Iisus. Și cea mai mare onoare pe care o are un om în lumea asta este să-L primească pe Cel ce-i Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Restul toate se duc și trec. Trebuie să vă spun, ca și părinți, cum îi aveți și dumneavoastră aici, ne visăm să vă vedem căsătoriți, miri, mirese, ne visăm să ne vedem nepoți de la voi, ne visăm să vă vedem la adânci bătrânețe și noi pe lângă voi să vă ajutăm. Dar nu toți ajung aici. Unii dintre dumneavoastră vor pleca mai devreme din lumea asta. Unii nu vor să căsători. Unii nu vor ajunge să-și vadă proprii copii. Pentru că viața e dură și Dumnezeu nici nu ne dă raportul. Dar în seara asta poți să alegi în fața necunoscutului din viața ta sau din viața altuia să-L inviți pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții tale. Și să faci din el bucuria vieții tale. Dacă va îngădui, vei fi mieri și mireasă. Dacă vei îngădui, vei avea copiii tăi. Dacă va îngădui, visurile se vor realiza. Dar dacă nu va îngădui lucrurile acestea, cel puțin vei fi acasă la Domnul, unde este mult mai bine. De ce să nu fii asigurat? De ce să stai așa? Mă rog în seara aceasta, Dumnezeu în urma acestui mesaj să ne ajute pe toți tinerii de aici, să-L acceptăm pe Hristos ca Domn și pentru cei care L-ați acceptat cu blândețe și cu dragoste, urmați-L, trăiți aproape de El și lăsați-L pe Hristos să se manifeste prin voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin.